Isaia, capitolul 58, de la versetul 6. Dacă am găsit toți, să ascultăm cuvântul Domnului. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată și ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spături, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Amin. Să stăm așezați. Dragii mei, știu că poate e mai neobișnuit să începem mesajul așa de vreme, dar știți că în a doua parte a programului vrem să avem o consultare împreună toată biserica și vă felicit că stați împreună cu soțiile, vă stă foarte bine, Domnul să vă binecuvinteze. Titlul mesajului meu din această seară este Ce promite Dumnezeu când postești? Suntem în a treia zi de post și cred din toată inima că Dumnezeu vrea și are lucrări mari de făcut, de împlinit în viețile și în familiile noastre. Cred că sunteți de acord cu mine că un credincios matur postește, alege să postească, crede că e o mare binecuvântare pentru el lucrul acesta, disciplina aceasta. Domnul Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, înainte să-și înceapă slujirea, a postit 40 de zile. Și dacă El, care era Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de aceasta, cu atât noi, frații mei și surorile mele. Ce am înțeles eu mai mult zilele acestea despre post? Știți ce am înțeles, dragii mei? Am înțeles că postul este un parteneriat între mine și dumneavoastră ca om, da? Și între Dumnezeu. Între mine și Dumnezeu, în urma căruia Dumnezeu va aduce mari biruințe în viața mea, în familia mea și în biserica în care sunt. Am înțeles că postul este o poartă prin care Dumnezeu declanșează și împlinește mari victorii spirituale în viețile noastre. Am mai înțeles că postul este o deconectare de la mâncare, de la social media, de la internet, de la multe alte lucruri, de la poate chiar cuvinte care le spunem. Postul se poate face în multe feluri. Deconectarea aceasta se poate face în multe feluri. Și în același timp, postul este o conectare la cea mai puternică sursă care există în universul acesta și acesta este Dumnezeul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Dragii mei, vreau să clarific de la bun început, postul și rugăciunea, pentru că trebuie să le luăm împreună, sunt gemeni, nu le putem separa. Postul și rugăciunea merg mână în mână împreună și vreau să vă spun că aceste două discipline nu sunt niște discipline magice prin care noi îl influențăm pe Dumnezeu să facă ce vrem noi în viața noastră. Nu, dimpotrivă. Postul și rugăciunea sunt discipline care ne fac pe noi disponibili pentru a-L auzi pe Dumnezeu, pentru a-L înțelege mai clar, mai concret, ce vrea să facă în viața noastră, care sunt planurile pentru noi, pentru copiii noștri, viziunea, ceea ce vrea să ne spună.
vreau să vă spun că dacă nu auzi vocea lui Dumnezeu, dacă nu ai urechi pentru glasul lui Dumnezeu, postul și rugăciunea te face așa de sensibil, domolește și subminează foarte mult din atribuțiunile trupului acestea, firii acestea, și Duhul este foarte activ, sensibil la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Pentru a realiza ceva în viață, și acum mă refer strict la noi, la oameni, nu vorbesc despre Dumnezeu, partea noastră a omului. Pentru a realiza ceva în viață e nevoie de cel puțin trei lucruri. E nevoie de scop, motivație și un plan. Ca să realizăm ceva în viață, avem nevoie de un scop, de o motivație și un plan. Dați-mi voie să adresez întrebarea aceasta. Ce scop ai în viață? Ai vreun scop? Ți-ai definit vreun scop? Sau mergi la muncă, vii acasă, faci ceva și te duce mai mult inerția vieții. Alții îți fac planurile, viziunea și ceea ce Domnul are pentru tine. Ai ales un scop anume, precis pentru postul acesta? Dragii mei, motivația noastră vine din urma scopului care îl avem. Și pentru a putea împlini planul care l-am ales, este, pentru a putea împlini scopul acesta, motivați, avem nevoie de un plan foarte bine stabilit. Iată-ne, dragii mei, ca biserica angrenați în planul acesta, în care trei zile, având un scop foarte precis, ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre, copiii noștri, și cred din toată inima că vom experimenta mari biruințe. Vreau să vă încurajez, să vă îmbărbătez, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile care le-am citit de aici, din Isaia 58. Cred că Dumnezeu pregătește biserica noastră pentru etapa care urmează, pentru a-și duce la bun sfârșit planurile Lui cu noi în țara aceasta, cu copiii noștri, cu generația care Dumnezeu ne-a încredințat să o slujim. Credeți lucrul acesta? Mai văd ceva, dragii mei. Văd cum Dumnezeu ne apropie și își dorește să fim mai într-o relație mai intimă, să fim într-o relație mai strânsă, să fim într-o relație în care Duhul Dumnezeu să ne vorbească și să-L auzim mai clar. Și prin post și prin rugăciune, Dumnezeu cheamă și lansează provocarea aceasta întregii biserii. Suntem în plin proces de sfințire și cel care supervizează, ne ajută în procesul acesta de sfințire, nu este altul decât Dumnezeu Tatăl. El ne-a așezat și ne-a făcut sfinți prin Hristos Iisus și partea noastră în procesul acesta de sfințire, dragii mei, e renunțare, e cedare, e disponibilitate, e supunere. Asta e partea noastră în procesul acesta de sfințire. Și cele mai mari provocări ale noastre, orice om are cel puțin patru provocări în viață. Și prima dintre ele este mintea. A doua este voința. A treia sunt sentimentele și a patra, trupul acesta. M-am gândit să exemplific puțin mai practic și mai clar ca să înțelegem de ce ne e greu să postim, cum putem să postim mai ușor și cum putem depăși provocările acestea în tot întregul acesta ce înseamnă ființa umană, personalitatea noastră, omul. Și am nevoie de 5 voluntari. De 5 frați, bărbați, care vor să vină aici în față pentru că vreau să exemplific ceva. Cinci frați bărbați să vină aici lângă mine. Unu, Nicu, hai și tu. Laz, hai și tu. Paul, hai și tu. Așa, mulțumesc. Ok, cât sunteți? Bun. Dragii mei, Scriptura spune că noi suntem formați din duh, suflet și trup. De acord? Omul este format din duh, suflet și trup. Adi, tu o să exemplifici duhul, da? Ține, te rog, foaia așa să te vadă bine. Sufletul este alcătuit din trei, cel puțin trei. Mintea sau intelectul nostru, ține și tu, Paul, asta. Apoi voința, Nicu, cu sentimentele și trupul. El era Paul, da, mulțumesc. Sunteți 5. Bun. Ce vedeți dumneavoastră aici? Acesta este omul.
Duh, suflet, aceștia trei sunt sufletul, mintea, voința și sentimentele și trupul. Cele mai mari provocări ale noastre sunt de aici încolo. Mintea, voința, sentimentele și trupul. Mintea e tot ceea ce gândim noi, tot ceea ce, toate valorile noastre de viață. Voința sunt convingerile, ceea ce vrem și suntem convinși cu adevărat să facem sau să nu facem. Sentimentele sunt toate emoțiile noastre, tot ceea ce simțim, tot ceea ce ne place sau nu ne place. Și trupul, dumneavoastră vă uitați la Laz, dar Laz nu este ceea ce se vede. Este mai mult decât ce se vede. Ce vedeți aici e doar cortul, casa care îl, cum să zic, de care Duhul și Sufletul lui Laz se folosește. Trupul acesta, oricât de bine l-am întreține noi, la o vârstă îmbătrânește, apar ridurile, încărunțim și odată cu trecerea anilor, casa aceasta, vorba lui Pavel, cortul acesta se desface și se duce în pământ. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine în Duhul omului. Și aici, într-o relație perfectă, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt, vine în Duhul omului și aici comunică Dumnezeu cu noi, la nivel de Duh. Și acum, imaginați-vă următoarea provocare. Vrem să vă postim cu toată biserica. Duhul zice, da, sunt de acord, aș vrea să postesc. E sensibil. Numai că dă de minte care zice mintea, nu pot, o să mă doară capul. Vine și dă de voință, care zice, nu vreau, nu cred că e pentru mine asta. Merge mai departe și zice, sentimentele, emoțiile, mie nu-mi place asta. Nu-mi place să postesc. Nu cred că sunt în stare să fac lucrul acesta. Nu știu la ce mă ajută. Și ajungem la trup și trupul, știți ce zice? Nu pot renunța la cafea. O să mă doară capul, nu pot renunța la dulciuri. Și acestea sunt cele patru provocări ale noastre atunci când Duhul lui Dumnezeu ne face sensibil și vrea să împlinească ceva mai mult, vrea să ne facă urechea mai sensibilă la voia, la vocea, la planul lui Dumnezeu pentru noi. Și unii dintre noi trăim foarte mulți conduși de trup, ce ne place, ce nu ne place, de sentimente, de voință, de minte. Și facem o presiune pe Duh, încât de cele mai multe ori n-are ce face și ce dă. Imaginați-vă acești cinci frați cântând într-o orchestră, fiecare să aibă instrument în mână, dar fără dirijor și fără partitură. Ce ar ieși de aici? Vă spun eu, haos. Haos ar ieși. Oricât de bine ar fi fratele Nicu intenționat și oricât de multă dorință ar avea să cânte la vioară, oricât de perfect ar fi instrumentul acela, de ce marcă ar fi ea, oricât de mulți bani s-ar fi dat pe instrumentul acela, dacă Nicu nu știe să cânte la vioară, toți ieșim de aici. Dacă se apucă toți cinci și cântă fiecare fără partitură și fiecare după cum îl taie capul, vă imaginați ce haos este? Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu, pentru că ne iubește așa de mult, ne l-a dat pe Duhul Sfânt, care vine și zice, Duhule, îți vin în ajutor. Preia controlul și zice, minte, intelectule, concentrează-te. Voință, cedă. Cedă voii tale și lasă ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. Vine și spune sentimentelor, supuneți-vă. Supuneți-vă mie, pentru că vreau ca prin sentimentele voastre să simțiți ceea ce simte inima lui Dumnezeu. Și trupului îi spune, subordonează-te. Și toți cei patru, la îndemnul Duhului Sfânt, în felul acesta, Dumnezeu poate să-și împlinească lucrarea și vocea noastră să fie mult mai sensibilă. Imaginați-vă dacă nu ar fi aceasta ordinea și trupul ar încerca să comande, câți oameni ar alege să postească? Imaginați-vă dacă sentimente, dacă voință, dacă mintea, dar fie în fiecare din noi
Spune cuvântul Dumnezeu că în trupul nostru noi suntem templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt locuiește noi. Sper că a fost pe înțelesul tuturor exemplificarea aceasta și e o mare binecuvântare să știm să folosim disciplina aceasta apostolului călăuziți de dirijorul care este Duhul Sfânt și de partitura care știți care e. Noi avem și dirijor și partitură. Dirijorul e Duhul Sfânt și partitura e Scriptura. Și Doamne, ce frumos cântă orchestra aia unde e dirijor și unde e partitură. Ți-i mai mare dracul. Ești mângâiat, ești întărit, îmbărbătat. De aceea, dragii mei, să vă rămână în minte exemplul acesta practic și cred că ne va fi de mare ajutor. Mulțumesc, fraților. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să trec acum în a doua parte în care să vorbesc puțin despre promisiunile lui Dumnezeu. Sunt peste 20 de promisiuni în Isaia 58. Nu știu câte vom ajunge, dar câteva, nu 20. Mi-am notat 5-6. Și vreau să vă spun că în urma apostolului, dragii mei, Dumnezeu e Cel care trimite răspuns la rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre primesc răspuns. În urma apostolului, dragi părinți, dragi frați, surori, dragi tineri, așteptați-vă să primiți răspuns din partea lui Dumnezeu. În timp ce postești și te rogi, versetul 9 din Isaia 58, atunci când tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga, și aici termenul original este, vei plânge. El va zice, iată-mă. Dragii mei, este o promisiune a lui Dumnezeu în urma postului. Când îl chem și strigi și plângi înaintea lui, Dumnezeu vine și îți aduce rezolvare. Nu e așa că e foarte încurajator adevărul acesta în timp ce cu smerenie și în supunere aștepți răspuns din partea unui Dumnezeu care a promis, e tot puternic, suveran și poate să împlinească orice dorință care o aduci. Taților, mamelor, vă încurajez să vă rugați specific pentru copiii dumneavoastră. Nu la general, Doamne binecuvintează și binecuvintează și binecuvintează. Dragii mei, obișnuiesc să mă duc noaptea la copiii mei în timp ce dorm și să mă rog pentru ei și spun, Doamne, mulțumesc pentru ziua când vor intra în apa botezului. Mulțumesc că îi vei boteza cu Duhul Sfânt. Te rog, Doamne, fă să crească cum ai crescut tu când ai fost copil mic, în înțelepciune, în statură, o creștere și o sănătate armonioasă să se manifeste prin trupurile lor. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că vei face lumini, îți mulțumesc că vei face semne și să ne rugăm și să binecuvântăm copiii noștri în felul acesta. Face cineva, practică cineva lucrul acesta? Ridicați mâna sus. Care nu facem, dragii mei, vă îndemn, vă încurajez. Binecuvântarea din partea părintelui. Noi suntem preoți, taților. Noi suntem preoți în casele noastre și Dumnezeu prin noi își manifestă puterea și autoritatea în viața copiilor noștri. Știți că cuvintele care noi le spunem peste copiii noștri au o foarte mare însemnătate, foarte mare valoare. În ideea aceasta că Dumnezeu răspunde și trimite răspuns rugăciunile noastre în timpul și în urma postului, dacă ne gândim foarte puțin la Daniel, omul acesta a avut un scop extraordinar pentru națiunea lui. Și în Daniel, capitolul 10, spune Daniel, versetul 12, a venit îngerul la el și i-a spus, Daniele, din prima zi, când ai început să postești, să te rogi, am venit în ajutor, am pornit să-ți vin în ajutor, dar mi-a stat înainte o căpetenie și a trebuit să mă lupt. Din prima zi, când tu te pui și postești, dragii mei, și îți face un plan în sensul acesta, Dumnezeu trimite răspunsul lui pentru cauza și dorința ta. Vreau să vă spun că dacă nu poți prinde recepția cu vocea lui Dumnezeu, dacă trăiești nepăsător, poate condus și controlat de sentimente, înșelat uneori de minte, inima nu mai e plină de pasiune pentru Domnul, ești rece. Și umblarea pe calea pocăinței e extrem de grea și poate ești ajuns nefericit. Vin înaintea Domnului cu un post. Garantez că Dumnezeu te va revigora, te va înviora,
va aduce din nou bucurie, pace, nădejde, speranță. Și știți ce vei fi? Vei ajunge din ceea ce ai fost. Vei ajunge, așa cum spune Isaia, un dregător de spărturi. Cei care postesc sunt plini de putere, sunt constructorii lui Dumnezeu în lumea aceasta care se prăbușește. Femeile și bărbații, tinerii, familiile, bisericile care postesc, dragii mei, și au o cauză și un scop după voia lui Dumnezeu, biruiesc în lumea spirituală și Dumnezeu face mari lucrări prin ei. Asta e una dintre promisiuni. A doua promisiune, vreau să vă spun că este eliberare. Dumnezeu promite în versetul 6 că dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug. Dragii mei, când ne rugăm și postim, Dumnezeu promite că va aduce eliberare. Tu mărturisești înainte lui Dumnezeu în ce domeniu ești deficitar. Și Dumnezeu, în urma postului, a rugăciunii, a mărturisirii, vine și aduce eliberare. Eu cred că Domnul ne poate elibera de orice gând, fie el gând de comparație, fie el de mândrie, fie de lăcomie, fie de neiertare, fie de sentimentul că ne-am înstrăinat de Domnul care și suntem temători și neascultători de El, frica că trebuie să facem fapte mai multe ca să fim mântuiți, crize de relații poate în care suntem și câte nu mai sunt, câte provocări, câte ispite nu mai avem noi. Dumnezeu poate să elibereze, dragii mei, în urma rugăciunii și apostolului și de rușine. Dacă la cineva e rușine și nu poate să slujească, nu poate să mărturisească ceva, Dumnezeu, în urma apostolului, poate să elibereze și de rușine. Dacă vrei eliberare de plină, vreau să-ți spun ceva bazat pe cuvântul Dumnezeu, hotărăște un post. Fă testul acesta între tine și Dumnezeu. Fă testul acesta și spune, Doamne, din seara aceasta vreau să intru în post, măcar pentru o zi. Scrie pe foaie. Dacă n-ai curajul să vorbești cu cineva, scrie pe foaie, aceasta e domeniul, aceasta e dorința care vreau să vină de Dumnezeu și să primesc eliberare. Și spune-i pe nume. Și Dumnezeu va aduce eliberare în viața ta, în familia ta. De aceea, nu sta nepăsător. Orice domeniu ar fi, Dumnezeu te poate elibera. Și când un om e liber, știți ce face omul acela? E plin de bucurie. Cântă. Din el curg râuri de viață. Din el vin cuvinte de încurajare și loc de un duh critic și negativ care a rănit pe el însuși și pe alții. Toate acestea sunt lăsate la poala crucii lui Iisus și de acolo, frații mei și surorile mele, răsare o nouă viață. De aceea, nu vă lăsați asupriți și apăsați de gânduri care nu vin din partea lui Dumnezeu. De exemplu, nu o să mai ai nicio șansă din cauza trecutului, din cauza ceea ce ai făcut. S-au pus oamenii etichetă pe tine și nimeni nu te va mai băga în seamă. Fals! În urma postului și a rugăciunii, a mărturisirii, a pocăinței, Dumnezeu poate să facă cu tine ce nici nu-ți imaginezi, omule. Planurile lui Dumnezeu, gândurile lui pentru tine, nu poți să-ți dai seama care sunt. Dar de multe ori știți că de aceea spune Domnul, chiar pe cei care sunt apăsați, apăsarea poate care o duci de ani, de zile, apăsare care zici, nu, pentru mine nu există șansă. Eu nu mă voi mai putea ridica niciodată. Eu nu voi mai putea să slujesc niciodată. Eu nu voi mai fi niciodată omul acela care am fost cândva în tinerețe plin de râvnă pentru Domnul. Nu. Uneori noi prelungim și noi suntem cei care ștampilăm apăsarea aceasta prin tot felul de gânduri, în loc să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, să facem un pas în credință, să luăm o zi, două de post, să ne pocăim înaintea Domnului și să așteptăm ca El să împlinească ceea ce a promis în Isaia 58 și să spunem, Doamne, ai promis că mi-aduce liberare, Doamne, ai promis că mă vei izbăvi de apăsarea aceasta, de gândul acesta care nu mai scap de el. Știți că uneori noi contribuim la apăsarea aceasta, dragii mei? Vine un gând de frică, se transformă tot mai tare în îngrijorare, în panică și cortul acesta începe să se clatine și sănătatea omului subrejește. O, dacă am înțelege noi ce promisiuni valabile
sunt disponibile din mâna Tatălui nostru pentru fiecare problemă, domeniu din viața noastră. Dacă ai probleme cu soțul și nu te mai poți înțelege nici cum cu el, vino înaintea Domnului, dragă soră, cu o zi, două, trei, cinci de post și Dumnezeu promite că va aduce biruință. Dacă ai probleme cu soția, dacă ai probleme cu copiii, nu descuraja. Avem un tată care poate să împlinească și să declanșeze mari biruințe spirituale în viețile noastre. A treia promisiune care Domnul o promite și ne o dă în urma postului, știți, e un domeniu foarte sensibil, dar Domnul se ocupă și de asta. În urma postului sau în timpul postului, Dumnezeu promite că ne învață dărnicia, ne învață să fim mai darnici. Și uitați ce spune aici în versetul 7. Împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe cei nenorociți, pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Când ne rugăm și postim, Dumnezeu ne învață să dăruim celor care sunt în nevoi, proiectelor bisericii. Banii care îi salvezi în ziua postului, dă-i celui sărac, dă-i celui lipsit. Și cum Domnul spune pe inimă, fă lucrul acesta, tu știi și îți faci calculele tale. Proverbe capitolul 19 cu 70 spune așa, cine are milă de sărac în ziua postului, îl împrumută pe Domnul. Dragii mei, omul care adună mereu, nu face altceva decât într-o zi va deveni ca o mare moartă. Omul care adună și nu dă mai departe, semănăm cel mai frumos cu Dumnezeu atunci când dăruim. Și Dumnezeu, în perioada de post și în urma postului, ne învață și sădește, clădește în noi un caracter darnic. Dacă ai probleme cu dărnicia, dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să crești la un alt nivel din punct de vedere financiar, omule, postește, dăruiește-te celor săraci din banii tăi care salvezi la mese și Dumnezeu promite că te va binecuvânta. A patra promisiune este din versetul 8 și versetul 10. Atunci lumina ta va răsări ca zorile. Atunci, versetul 10, a doua parte, lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. A patra promisiune care Dumnezeu, dragii mei, o face în urma postului e că te va face să strălucești mai tare. Prin rugăciune și post, Dumnezeu ia credința ta și o mărește la o intensitate așa de mare încât, vreau să vă întreb ceva, poate cineva să se uite la răsăritul soarelui, fără ochelari, să se uite așa, fără să-l jeneze ochii, să-l doară? Așa de tare va crește Dumnezeu strălucirea credinței tale, a puterii tale, a manifestării, a slujirii la care te-a chemat, încât oamenii vor vedea aceasta și mulți se vor întoarce la Dumnezeu. Și spun, Doamne, ajută-ne! Eu cred că în urma postului și a rugăciunii și fața poate să lumineze și să ne strălucească din prezența lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Moise, omul lui Dumnezeu care a stat pe munte, 40 de zile și în urma căruia Dumnezeu a dat cele mai vechi legi care au existat, cele 10 porunci în urma postului și sunt valabile până astăzi. Când a venit Moise de pe munte, spune Scriptura că fața lui strălucea și oamenii nu puteau să se uite la el, trebuia Moise să poarte o maramă. Doamne, ce promisiuni mari pentru noi. Și uneori poate că mintea, voința, sentimentele și trupul ne blochează să fim disponibili, available, să renunțăm la vrerile noastre, la voințele noastre și să lăsăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră, pentru ca El să strălucească în noi și prin noi. Doamne, ajută-ne! A cincea promisiune și merg spre încheiere. Dumnezeu promite vindecare pentru trup, suflet și duh. Versetul 8 spune așa. Vindecarea ta va încolți
repede. Vindecarea ta va încolți repede în urma postului și a rugăciunii. Și credință, bineînțeles. De multe ori, dragii mei, abuzăm de trupul acesta, de cortul acesta. Și noi trebuie să avem mare grijă pentru că el, trupul nostru, așa spune Scriptura, e templul Duhului Sfânt. De multe ori băgăm în el cofeină și colesterol și chimicale și luăm de multe ori medicamente numai să ne treacă durerea, fără să ne gândim la efectele adverse care le are. Dar pentru că mintea, da, trupul cere ca să nu mai simtă durerea aceasta, băgăm orice. Și de multe ori abuzăm și când ne trezim, zice, măi, trebuie să facem ceva. Trebuie să fac mai multă mișcare, trebuie să mănc mai atent, nu mai trebuie să mănc așa de gras, nu mai tot carne, trebuie să mai dăm și cu verdețul, trebuie să ne schimbăm puțin meniul. De ce n-am face aceasta, disciplina aceasta, dinainte? Însă vreau să vă spun că în urma postului și a rugăciunii, dragii mei, prin post, prin disciplina aceasta, Dumnezeu ne dă șansă să ne aducem trupul în echilibru. Nu numai că îl aducem în echilibru din multe puncte de vedere, toxinele și multe altele pleacă, părăsesc, dar vreau să vă spun că trupul nostru poate primi din partea lui Dumnezeu vindecare în numele lui Iisus. Vreau să vă spun că singura farmacie care dă medicamente fără bani și fără plată e farmacia cerului. Și e deschisă 24 din 24. Și n-are niciun efect advers. Prin post și prin rugăciune și credință în jertfa Domnului Iisus, noi, trupul meu, trupul tău, sufletul, are din partea lui Dumnezeu vindecare în jertfa lui Iisus. Dacă credem lucrul acesta, sigur, când ai ajuns bolnav și nu mai ai ce să faci, nu mai poți posti tu, postesc alții pentru tine, cu scopul ca Domnul să intervină. Dar sunt situații și cred, și am văzut de atâtea ori, când în urma postului Dumnezeu, care se ține de cuvânt, a adus vindecare. Și așa se și termin. Dumnezeu promite în urma postului, în timpul postului și a rugăciunii, protecție din partea Lui. Protecție din partea Tatălui. Versetul 8 spune așa: neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Cea mai safe și cea mai puternică gardă de care poate dispune un om este garda lui Dumnezeu. Este protecția lui Dumnezeu. La un moment dat, Ezra, în capitolul 8, versetele 21-22, spune că a vestit un post și postul acesta a fost ca Domnul să fie cu ei și să-i protejeze pe drum. Și uitați ce spune Ezra. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și ascultați aici, versetul 22. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. Că-și spusesem împăratului, da? Mă lăudasem altădată cu Dumnezeul meu. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste cei ce-l părăsesc. Ezra a vestit un post și a știut că paza și protecția lui Dumnezeu în timpul postului și în urma postului nu poate să păzească ca nicio altă armată a oricărui împărat. Și a spus el, mi-a fost rușine. Adică eu vorbesc de un Dumnezeu mare, care mă protejează, carul lui de biruință mă duce în fiecare zi, mă trezesc prin puterea lui în fiecare dimineață, stau în picioare datorită bunătății lui și eu vin și să mă duc la împărat să cer oști și călăreți ca să fie cu noi pe drum. Și Ezra a fost sincer și a zis, mi-a fost rușine. De aceea am vestit un post, pentru că în urma postului Dumnezeu oferă și garantează protecție. Și pentru copiii noștri, și pentru noi, și mulțumim Domnului pentru aceasta. Dragii mei, 1 Ioan capitolul 4, versetul 4 spune așa: cel ce e noi e mai tare decât cel ce este în lume. Știți de ce vrea Dumnezeu să ne protejeze în primul rând? Are un motiv foarte bine întemeiat. Și o face și ne simțim așa de protejați și așa de spoil, dacă pot să spun asta, în urma postului. Parcă simțim tot mai mult protecția lui Dumnezeu. Avem un vrăjmaș
care e în libertate și răcnește și urlă ca să înghită chiar pe cei aleși. Și pentru aceasta Dumnezeu garantează protecția Lui și a îngerilor Lui. De aceea aș vrea să vă spun și să vă îmbărbătez. Fiți tari, îmbărbătați-vă și încredeți-vă în promisiunile Lui Dumnezeu și așteptați-vă, dragii mei, dragi părinți, dragă biserică, așteptați-vă să vedeți și să vedem împreună minunea Lui Dumnezeu, planurile Lui împlinite în viețile noastre. Pășiți prin credință, proclamați peste stările dumneavoastră, peste situațiile dumneavoastră, peste copiii dumneavoastră, numele Lui Dumnezeu și sunt convins că se vor ridica de aici multe mărturii. Se vor ridica de aici chiar din rândul tinerilor care va spune: Domnul în urma postului mi-a cercetat inima. Domnul a lucrat în viața mea și în momentul acela a luat o hotărâre și o decizie. Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Amin.